Salut și bine v-am găsit! Pentru că mulți dintre voi ne-au întrebat pe parcursul timpului și de când am început să filmăm care sunt dotările mașinii, ne-am gândit să facem un clip în această direcție. Îl voi lăsa pe Kivi acum să preia cuvântul și să ne prezinte absolut toate dotările de când a preluat mașina și absolut tot ce este pe ea. Vom face o listă și, prin urmare, vom avea un preț estimativ a tuturor dotărilor de pe mașină. Proiectul din spatele nostru are la bază un Nissan Patrol Y61, an fabricație 2004, motorul de 3 litri, cutie manuală. Această mașină, în varianta sa stock, poate fi găsită undeva în intervalul 7.000-13.000 de euro, în funcție de starea sa. Din păcate, acest exemplar pe care îl avem noi, la capitolul rugină, stă foarte bine, adică o are pe toată, inclusiv la șasiu și la caroserie. De cât mai curând va trebui să ne apucăm de reparat la ea, dacă vrem să o păstrăm integră. Acesta este prețul mașinii, iar upgrade-urile ar fi următoarele. Mașina este dotată cu un bulbar de fier producător Fabrica 4x4. Acest model vine cu suport de troliu. Este o bară foarte robustă, lucru care poate să fie în avantaj și în dezavantaj în același timp. Avantajul ar fi că este foarte solidă, dezavantajul ar fi că este foarte grea. Prețul de achiziție al acestui bulbar este de 800 de euro. În bulbar avem un troliu Grizzly de 6 tone cu șufă sintetică de 30 de metri. Prețul acestui troliu ar fi de 350 de euro. Avem jante pe 15 inch cu ET de -30 și o lățime de 8. Aceste jante au bedlock exterior pentru că avem antecedente în deșantări, cauciucuri AT-uri, modelul BF Goodrich pe 35. Sunt niște cauciucuri AT-uri, dar care își fac treaba foarte bine. Prețul la care găsiți jantele este de 600 de euro, iar al cauciucurilor de 850 de euro. La capitolul suspensie avem un kit de suspensie cu înălțare plus 5, compusă din telescoape ProFender, cu butelie exterioară și arcuri Old Manemu. Kitul de telescoape ajunge la un preț de 1040 de euro, iar arcurile 500 de euro. Datorită faptului că avem foarte mulți consumatori suplimentari, cum ar fi frigiderul, troliul, încălzitorul sau câteodată chiar și laptopul pentru editare, am fost nevoit să montăm și o baterie auxiliară. Aceasta este o baterie Optima de 75 de amperi, care a costat 260 de euro. La capitolul motor nu am adus foarte multe îmbunătățiri, singurele îmbunătățiri fiind un ceas de boost pentru a monitoriza presiunea din turbină. Odată cu montarea acelui ceas am descoperit că turbina producea doar aproximativ 0,4 bari, așa că am fost nevoit să montăm și valve T-LX. Împreună cu manopera, valvele și ceasul au costat 400 de euro. Cam atât despre îmbunătățirile mașinii, să trecem la partea de overlanding, despre care înțeleg și eu ceva. Vom începe cu sertarele, produse de Fabrica 4x4, care au costat 800 de euro. După aceea ar fi frigiderul, marca MobiCool, care a costat 300 de euro și are un volum de 38 de litri. Am mai dotat mașina cu un rezervor de apă cu pompă. Rezervorul de apă are o capacitate de 40 de litri și a costat 240 de euro. Pentru că unul dintre joburile noastre este cel de instructor de schi și snowboard, noi ne petrecem foarte mult timp la temperaturi foarte joase, atât iarna cât și vara. Iarna trecută, de exemplu, am stat la minus 24 de grade. Vara, când suntem în munți cu cortul, suntem undeva la 5-10 grade. Așa că am avut nevoie de un sistem de încălzire auxiliar. Avem un Webasto, acesta a fost achiziționat second hand, dar își face treaba foarte bine. Prețul Webastului, cu tot cu montaj, ne-a ajuns undeva la 300 de euro. Pentru depozitat folosim cutiile de la Front Runner, prețul unei cutii fiind de 40 de euro. Tot de la Front Runner avem și scaunele pe care ne aflăm acum, costul unui scaun fiind de 85 de euro. Pe mașină avem montat un portbagaj tot de la Fabrica 4x4, preț de achiziție 350 de euro, doar că noi nu îl recomandăm în caz că vreți să vă montați un cort, pentru că atunci va trebui să faceți ca și noi și anume să vă modificați un pic, să vă băgați cu flexul în el, pentru că el vine cu două margini laterale în plus deasupra, lucru care îți oferă siguranță pentru obiectele pe care vrei să le pui sus, doar că în cazul nostru acea bară ne încurcă. A sosit momentul să vă prezentăm și cele mai scumpe accesorii pe care le avem pe această mașină, și anume cortul și marchiza. Cortul are 2,10 m lungime pe 2 m lățime. Este un model cu hardtop și a costat 1700 de euro. Pentru acest model de cort am mai achiziționat și extensia lui, living-ul. Living, care adaugă un plus de intimitate. Aceasta a costat 350 de euro. Pe partea opusă a mașinii avem marchiza de 270 de grade, costul acesteia fiind de 350 de euro. Tot pentru umbrar am achiziționat și pereții, care au fost și ei 350 de euro. Eu în momentul în care editez am nevoie de mai mult întuneric să văd exact ce fac acolo și este perfect, este practic biroul nostru. Pentru că tocmai v-am spus de editat, eu pe foto, Kivi pe video, folosim un invertor de 5000W care a fost și el 100 de euro. Ne-am uitat să vă menționăm că avem și o măsuță pliabilă care este montată pe panoul ușii, a fost și aceea 250 de euro. Toate aceste upgrade-uri le-am făcut în timp, odată cu descoperirea nevoilor noastre, iar pe lista noastră de necesități au mai rămas câteva mici ajustări. Pentru locațiile în care stăm mai mult de 2 zile, dorim să achiziționăm panouri solare pliabile. Acestea sunt în valoare de 250 de euro. Mai dorim să achiziționăm și un slider pentru frigider, ca să nu mai tot chinui eu acolo să mă bag prin portbagaj. Prețul acestuia fiind de 800 de euro. Și chiar dacă l-am lăsat la urmă, ar trebui, adică este pe lista priorităților, este vorba de un high lift care costă și el între 100 și 150 de euro. Cam aceasta a fost prezentarea setup-ului nostru. Dorim să vă menționăm faptul că marea majoritate a accesoriilor pe care le-am prezentat le puteți găsi pe site-ul sponsorului nostru, dmsauto4x4.ro.